Premierul Florin Câțu a anunțat așadar formarea unui comitet interministerial pentru a ajunge la o concluzie cu privire la măsurile de relaxare valabile pentru restaurante și hoteluri. Colega noastră, Gabriela Del Pupo, a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații. Te ascultăm! Bun găsit! O primă întâlnire a acestui comitet ar urma să aibă loc joi, iar chiar acum s-a terminat întâlnirea dintre premierul Florin Câțu și reprezentanții industriei Horeca. S-a discutat un plan de măsuri pentru această relaxare promisă de la 1 iunie, relaxare care depinde foarte mult de campania de vaccinare, după cum a avertizat și ieri Florin Câțu, și am aflat și mai multe detalii în urma acestei întâlniri. Reprezentanții Horeca spun că vor fi un set de reguli care vor fi aplicate pentru ca cei care vor să se bucure de sezonul estival să o poată face în siguranță, astfel că ne putem aștepta la prezentarea unei dovezi de test negativ, vaccinare sau chiar efectuarea unui test în incinta operatorului care prestează anumite servicii, bineînțeles un cost asumat chiar de operator, spun cei din industria Horeca, doar pentru ca totul să se desfășoare în ordine, iar riscul de transmisibilitate să fie cât mai mic. Știm că cetățenii străini vor intra în țară cu un certificat verde, chiar dacă în România nu îi vom spune un certificat verde, totuși nu va fi accesul permis persoanelor care refuză să se testeze, care nu prezintă dovada unei vaccinări sau care nu respectă regulile. Nu se vor deschide la capacitate de 100%, nici restaurantele, nici hotelurile, chiar de la începutul lunii iunie. Bineînțeles, totul depinde de evoluția situației epidemiologice, dar iată că această oază de lumină pe care o vedem nu vine fără responsabilități din partea celor care vor să iasă seara în oraș la un restaurant, vor să petreacă o vacanță în România sau vor să participe la festivaluri sau alte evenimente culturale.